de fapt. După facem șanțului, da? Mergeți cu toate odată, da, și șanțului. Da, da, da. Șanțul mi-am început din partea cealaltă, dar vedeți venit să. Bravo. Cam în cât timp ajungeți la balastru? Care a fost operat astăzi săptămâna trecută. Da? Până acolo, până la drumul național. Că v-am dat ordine începerea cu 3 săptămâni. Da, da. Trebuia să fiți mai avansați. V-am zis de atunci când vin să vă conoresc. Ok, și după control v-am dat drumul la asfalt, da? Da, da. Și merge și cu șanțul lumea. Da, da. Șanțul, da. Ok. Da, așa cum am promis acum 3 săptămâni când am dat ordin de începere la drumul județean de din Sagna, am venit astăzi să monitorizez lucrările. Suntem în grafic, cum s-ar spune. Mă așteptam sincer să fim un pic mai avansați, dar suntem bine. Din promisiunea constructorilor, în 2-3 zile o să ajungem cu balastarea, cu stratul de balast ca și suport pentru asfalt la centrul la Gândinț, urmând ca în perioada următoare să dăm drumul la stratul de binder, nu? Da, da. Așa și AB. Stratul de bază AB. Așa și în același timp să mergem și cu șanțurile. Sperăm ca în câteva luni, cam în cât timp credeți că e gata? La începutul verii. La începutul verii să finalizăm această investiție. O investiție extrem de interesantă și pentru cetățenii din comuna Gădinți și pentru cei din Sacna. Așa cum am promis, voi monitoriza toate investițiile pe care Consiliul Județean Neamț le are în județul Neamț și nu avem deloc investiții puține. Doar pe o singură licitație am avut 44 de obiective, urmând ca în perioada următoare să dau ordin de începere la foarte multe dintre ele și suntem deja, așa cum am anunțat, pe licitații încă un pachet mare de investiții în valoare de peste 500 de milioane. Așadar, se lucrează în județul Neamț, ne ținem de cuvânt cu ceea ce am promis oamenilor și sperăm ca în primăvara asta și vara asta până în toamnă să finalizăm majoritatea investițiilor pe care Consiliul Județean Neamț le implementează în județul Neamț. Mulțumesc! Așa, apoi mergem la pod, la Lutca. Vreau să dăm la astăzi. Unde știți dumneavoastră? Te rog să-mi vorbești, da?
proiectul pe podul ăsta? E o reabilitare a acestui pod, făcut în anii 70. Au fost luate în calcul trei variante. O variantă de înlocuire a întregii suprastructuri. O variantă să înlocuim în schema statică, să venim cu niște pile astfel încât devin schema statică, așa cum acum, să fie simplu rezemată. Dar avem o variantă finală, și varianta finală cu reabilitare integrală, cu consolidarea Pobanele. Așa. Și va fi, vom utiliza în cadrul acestui proiect o soluție nouă, respectiv vom folosi fibră de carbon pentru consolidare. E o soluție nouă. Fibră de carbon pentru coban. Da. Deci se desface. Nu armătură, beton, am betonul degradat, se completează cu beton special și pe partea exterioară se aplică această fibră de carbon care rezistență, să nu îngreunăm mai mult decât e nevoie. Ce lungime are? 214 metri. Astăzi, așa cum am spus, voi da ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitare pod DG207A, celebru pod de la Lutca. Așa cum a spus și proiectantul, soluția tehnică aleasă este una modernă, întrucât acest pod nu a fost reabilitat, din ce știu eu, niciodată, de când a fost construit. Și așa cum vedeți și dumneavoastră, avem probleme serioase la structura acestui pod. Sper că, unde e constructorul? Aici. Sper să vă țineți de termen și să faceți o lucrare bună, așa cum e stipulat în contract. Pentru că de lucrarea dumneavoastră și de dumneavoastră depind toți locuitorii din zona aceasta a județului. Dați-mi un fix. Deci voi veni cel puțin la 2-3 săptămâni să monitorizez cum lucrați aici. După ce dăm drumul și turnăm stratul de asfalt la drumul județean Gădinți Sagna, vom dădea traficul rutier spre Roman pe acolo, să putem închide traficul pe acest pod pentru a putea lucra în condiții optime. Așadar, așa cum am promis, mă țin de cuvânt și această lucrare importantă pentru Romașcani și pentru cei care locuiesc în zona asta a județului va fi implementată de Consiliul Județean. Succes, spor la treabă. Mulțumim, și Doamne ajută! Numai bine! Așa cum am spus și mă repet, atunci când fac promisiuni, vreau să le respect. Soluția pentru podul de la Ion Creangă este cuprins în proiectul pe care îl implementăm, axa de transport rutier Piatra Neamț-Bacău. Am scos iar la licitație lucrarea, pentru că, după cum știți, am scos-o de 3 ori la licitație și n-a venit nimeni. Că e lucrare grea sau poate că sunt mai puțin? Doamnă, ca să vorbim foarte serios și corect și să spunem adevărul, după cum au fost evenimentele ultimilor ani în România, în care din vari motive instituțiile statului au decimat tot ce înseamnă oameni de afaceri români și au omorât firmele de construcții, uitați că astăzi culegem roadele, adică
avem bani, vrem să construim, să reabilităm și nu avem cu cine. Pentru că nu mai sunt firme de construcții mari care pot să se angajeze la o astfel de lucrare. Sper ca de data asta să reușim să avem un constructor și să dăm drumul la lucrare. Deci podul de la Ion Creangă este cuprins în acest proiect și dacă ne ajută Dumnezeu și în perioada următoare vom avea și constructor, eu spun că până în toamnă, în mod normal, ar trebui să fie reabilitat și podul de la Ion Creangă și tot traseul care ține de la Piatra Neamț la, prin toate comunele, Trifești, toate comunele pe care vine acest traseu. Așadar, asta e cauza pentru care tot scoatem la licitație și nu avem constructori. Pentru că așa a fost în România, în loc să-i ajutăm pe oameni să se dezvolte și să-i sprijine statul să se dezvolte, i-a sprijinit cu anchete penale și cu pușcăria. Asta s-a întâmplat cu oamenii de afaceri români și cu constructorii, ca să fim foarte corecți. Da. Dacă nu sunt ales. Da, eu vreau să-i fac un apel public primarul, dacă tot sunt la Roman, primarului din Roman, Lucian Micu. Întrucât foarte mulți cetățeni din Roman îmi scriu și îmi semnalează situația precară și problemele mari pe care le întâmpină pe centura Romanului, că sunt, nu mai sunt gropi, sunt cratere unde, în care șup mașinile. Dacă administrația de la Roman, oamenii mari, oameni politici de la Roman, nu găsesc soluții să reabiliteze centura Romanului, îi invit să facă o hotărâre de Consiliul Local și să o predea Consiliului Județean Neamț. Iar eu mă angajez în fața romașcanilor că voi reabilita în termen de o lună de zile după ce am primit centura Romanului, voi reabilita centura Romanului. Așadar, în loc să stea pe la uși, pe la Iași și să încerce să vândă interesele județului Neamț, mari oameni politici ai Romanului ar trebui să găsească soluții pentru problemele lor de acasă, de la Roman, de aici. Și dacă nu găsesc soluții, eu, președintele Consiliului Județean Neamț, mă angajez să reabilitez centura Romanului în cel mai scurt timp, din momentul în care o voi primi în administrarea Consiliului Județean Neamț. Da, lucrurile acolo nu sunt foarte simple, totuși. Nu știu dacă mai e posibil, având în vedere că e un proces pe rol legat de... Păi abia e finalizat. Procesul de pe rol are treaba lui cu administrația romașcană, dar ei pot da în administrarea județului centura Romanului și eu mă angajez să o reabilitez în termen de o lună. Eu le-am întins o mână romașcanilor, nu administrației romașcane de la Roman. Pentru că văd că ei nu știu să facă altceva decât să manipuleze și să mintă romașcanii. Așa cum am făcut și cu drumul de la OMV și l-am reabilitat, așa vreau să fac și cu centura Romanului, doar că, așa cum am spus, marii politicieni de la Roman, dacă n-au soluții, să vină la președintele Consiliului Județean, că le rezolv problemele. Mulțumesc!